Bună, discutăm mesajul de față despre cum se creează o campanie în MailChimp. Campanie de tip obișnuit, Regular All Campaign. Dăm click pe Create Campaign și te întreabă ce campanie vrei să faci. Și trebuie să alegi aici, eu recomand una din variantele 1, 3 sau 4. Plain text este atât de rar folosit încât nu o recomand. Eu o să vă învăț un mesaj de față despre Regular All Campaign. Ok. Hai să explic întâi un pic care e diferența între cele trei. Regular All Campaign e o campanie standard, am o listă de abonați și vreau eu să trimit un mesaj pe care deja îl am sau îl compun acum. Și cu imagini, cu formatare HTML, cum trebuie. Aici e exact ca mai sus, doar că nu am imagini și nici formatare text, bold, italic, link. Nu recomand varianta asta pentru că majoritatea oamenilor pot citi un email HTML destul de ușor. AB Split Campaign înseamnă să trimit în același timp două e-mail-uri și să văd care dintre ele, la care dintre ele lista mea de abonați reacționează mai bine și eventual ulterior să trimit un al treilea e-mail care e de fapt unul din cele două la o listă mai mare. Deci pot trimite un e-mail la 100 și la 100 de oameni și în funcție de răspunsurile lor să trimit un e-mail după aceea la 1000 de oameni cu una din variantele A sau B. În fine, RSS înseamnă că am un blog și vreau să se trimit automat un newsletter cu mesajele noi pe care le postez pe blog. În articolul de față, în clipul de față, vorbesc despre Regular All Campaign și dau select. Și aici mă întreabă, către ce listă vrei să trimiți? În funcție de listă, eu pot să am mai mult de lista pe care abonați, eu pot să am mai multe liste aici sau pot să am anumite segmente. De exemplu, eu mi-am făcut un lista respectivă doar persoanele care au un nume Ion sau un email Ion sau doar persoanele care au un email Dan. Și puteți să vă faceți un anumite segmente. Dar eu voi prefera de data asta să trimit la întreaga listă. Și mă întreabă, numele campaniei. Ăsta este doar pentru cunoștința mea personală. Ea nu va apărea undeva. E doar pentru uz intern, cum ar veni, e doar ca să știu eu de ea. Și o să-i zic campanie către abonați olivian.ro. E doar pentru mine, pot să scriu ce vreau. Ăsta este cel mai important element al unei campanii. Vă recomand mare, mare grijă când faceți subiectul. Vă recomand, o să vă dau linkul respectiv, să căutați pe site-ul copyblogger.com subject or title. Căutați chestia asta, cum faceți subject line, cum faceți un titlu care e atractiv. Este enorm, enorm de important să alegeți un titlu care este foarte bun. Citiți despre asta, citiți despre cum se fac subject line-urile, citiți despre cum motivează oamenii să citească un subiect. Gândiți-vă că în loc să petreceți timpul să vă gândiți ce poză să pun, ce culori, ce template, ce să scriu în el. Unul din marile criterii pentru care oamenii deschid sau nu e-mail-ul este subiectul. Dați o mare importanță acestui aspect. Este foarte, foarte important. Este extrem de important să dați un subiect care are legătură cât mai multă cu titlul, cu conținutul campaniei. De asemenea, dați un subiect care atrage la click, care motivează. Citiți despre asta. Este foarte, foarte important. Vă recomand foarte mult. Am lucrat deseori la campanii și oamenii aleg un subiect, ok, hai să spunem ceva că nu contează. În schimb, stau și se chinuie și aleg poze și template-uri și grafică și schimbă fontul, schimbă culorile. În schimb, subiectul, la o dată ce l-au pus, poate să scrie acolo ce vrei. Deci, este foarte, foarte important. E cel mai important element al unei campanii. E mai important chiar decât ce scrieți în el. Pentru că oamenii, în primul rând, trebuie să-l deschidă. După aceea să vadă ce este în el. Și atunci, dați un titlu atrăgător. Eu o să scriu un articol despre Muzeul Cunoașterii și o să-l pun așa, dar aș fi putut să-l fac. De exemplu, dacă aveam video, puteam să scriu așa. Sau, nu știu. Aici e de citit și de explorat și de văzut și de testat. O să scriu că e în București. O să scriu că e intrarea liberă, dacă ar fi fost liberă. Chestii de genul ăsta. De citit și de făcut, de văzut cum ar putea să fie. Puneți un subiect destul de scurt, mai scurt decât vă recomand el aici, în principiu cam cât caseta aceasta. Nu ar trebui să scrieți mult mai mult de atât. Chiar dacă el vă lasă să scrieți mult mai mult de atât, în newsletter, în e-mail nu o să apară un subiect care este foarte lung. Și atunci vă recomand să vă rezumați la un titlu care este cât mai scurt. La design eu merg aproape întotdeauna pe pre-design templates. Aveți aici mai multe categorii. Alegeți una care vă place. Odată ce ați ales una, trebuie să o debifați întâi pe cea curentă și apoi să bifați una nouă. Zicem că alegem Holiday.
și vă uitați prin listă și vedeți, în principal, să vă uitați așa, la numărul de coloane, pot fi ascunse, dar ar fi bine, poate, ținând cont că aveți 90 de template-uri din care să alegeți doar din Holiday, poate ar fi bine să alegeți un template care arate exact numărul de coloane. De exemplu, uneori mai dă el variante. Aici e o coloană, aici e coloană și bară laterală, aici e o coloană și după aia vin două coloane. Pot să aleg direct una care are o coloană și are culorile pe care mi le doresc. Uite, Golden Field. Să zicem că o aleg pe asta, că îmi place culorile. Sau să zicem, hai să ne uităm. Ne uităm pe aici și alegeți una care vă place. O aleg pe aceasta. Bun. Sunt unele lucruri pe care le puteți particulariza, unele altele nu. Am detaliat într-un newsletter anterior. Aici, de exemplu, pot schimba culoarea fundalului. La unele test e-mail-uri nu. Eu pot să schimb aici ce logo să pun, dar nu pot să schimb poziția logo-ului. Da, și am detaliat într-un video anterior cum se editează lucrurile de aici. După ce terminați, neapărat, nu uitați să dați copy text from HTML. Și acum dau next. Și mă întreabă, mă asigură, verifică că am pus datele corect. Am o listă care are minim un abonat? Da. Ok, am cui să trimit. Subiectul, ești sigur că ăsta vrei să fie? Da. E foarte important și verificați asta. Dacă dă reply să ajungă la adresa asta de e-mail? Da. Așa. Puteți da schedule aici. Pot să dau schedule și să zic, nu vreau să se trimită newsletter-ul acum. Vreau să se trimită mâine la ora 10 seara. Sau 10 dimineața. Și uitați-vă la timp, să fie Eastern Europe Time, dacă trimiteți din România, pentru că se trimite în funcție de un anumit fus orar. Dați schedule și cu un plus minus 5 minute, toate e-mailurile vor ajunge în intervalul orar la destinatarii doriți. Cam asta este setarea pe care o faceți. Deocamdată nu o trimit pe aceasta. Vă mai arăt cum ștergeți o campanie. Le selectați de aici și dați delete. Și când dați delete, trebuie să scrieți voi de mână cu litere mari. Deci este singura opțiune. Trebuie să scrii delete cu litere mari. Dacă scrii oricum altcumva, nu-ți șterge. Așa ștergeți o campanie și cam asta. Succes!